Episod nou din comentarii despre oameni și relații. Reason breakup left me hurt and confused. Guy wanted a relationship but not with me. Și aici povestește, tip are 30 de ani, ea spune că este o partidă, că are un job bun, că are prieteni, că e nu știu, dar dă numai peste tip care vor să o fută și atât. Și aici aș putea să speculez și eu o să și fac asta. Are 30 și caută un tip serios cu care se mărite. Da, dacă ne uităm aici, caută un tip, vrea să mă uite cu un tip de 27. Și aici e o chestie, de obicei tipii caută femei mai tinere decât ei. Nu caută femei, rar caută femei mai în vârstă, adică trebuie să fie ceva foarte, foarte tare acolo ca el să vrea să se mărite cu una mai în vârstă. Și tipa asta, fix asta face, adică știu, o să caut un tip mai tiner să mă distrez cu el, dar vreau să mă și căsătoresc pe tot cu el. Nu merge și distracție și căsătorie, adică una din ele trebuie să alegi. How can I stop feeling so jealous and angry towards my sister all the time? Ce povestește tipul asta aici și sunt trei ecrane de text, este că are o soră mai mică care a rămas gravidă la 17 ani și s-a măritat și a mai făcut un copil și acum but she's doing better than me and I hate it for it. Her husband has a six-figure job handed to him by his parents. His parents have income properties that they will give to their children, bla bla bla. Aici sunt două chestii. Una, sorsa ea muncea și sorsa mai mică a nimerit pur și simplu să se mărite cu unul care părinții lui avea bani și de aici, știi cum e, în momentul în care mătași cu tactul au bani, ție-ți pică în brațe niște oportunități pentru că intri în niște cercuri de oameni care au bani. Și cumva, știi, apar ocazie de genul ăsta, hai să facem o afacere, hai să facem un știu ce, hai să facem un știu ce, și tu ești pielea pulii, nu-i frumica în viață și tot timpul ocazie de genul ăsta apar în momentul în care te învârți în anumite cercuri cu bani. Și știu asta pentru că m-am învârtit și eu în cercuri cu bani, din fericire n-am bani. A doua chestie este, fă rai din ce ai. Adică, ok, a rămas gravid la 17 ani, ne-a mai făcut un copil, s-a măritat cu ăsta și Paula. Sunt unii care văd chestia asta ca pe o nenorocire. Sunt unii care văd chestia asta ca pe o binecuvântare. Sunt unii care, ok, s-a întâmplat, hai să trecem peste și să ne facem o viață bună cu ce avem. Dar sunt unii care e faza aia din Sopranos, are o șuncă sub braț și spune că n-are pâine și că e foame, că n-are pâine. Așa e și aici. Și sunt unii oameni care au de toate, dar ăla are mai mult, dar ăla are altceva, dar ăla... Și niciodată nu se poate să fie fericit în situație genul ăsta. Deci de asta apare nefericirea și apare depresia, apare nu știu ce, pentru că tot timpul vezi chestia asta cu aspiraționalul, cu a merge către oameni care ne inspiră, că niciodată nu te uiți la ăla de jos, te uiți tot timpul la ăla de sus să vezi, să fii inspirat, adică nu ții model pe ăla de jos. Că e chestia aia, mătași cu tactul, nu stă tot timpul, nu stă niciodată exemplu pe ăla care luase 5. Tu dacă luase un 7, nu zicea, a, ce bine că ai luat 7 față de Marcel care a luat 5. Nu, eu ne-am luat 10, eu ne-am luat 10. Și aici. Și de multe ori ajung să vezi, a, pe ta stai puțin că ăsta are altceva decât am eu. Are mult mai mult, are nu știu ce. Și devine fericit. În loc, din nou, să faci rai din ceea ce ai. I'm missing memories with my kids due to my ex having more money. Aici vorbește o tipă care e divorțată, are doi copii și bărbatul are mai mulți bani și face tot felul de chestii copii și ea nu poate să facă chestia asta pentru că ea nu are bani. Aici un pic de OCD. Povestea asta nu este neapărat despre cum se răzbună un sos pe celălalt sau tot felul de frecușuri în cuplu. Povestea asta pentru mine ilustrează foarte bine de ce un copil o duce mai bine într-o familie cu doi membri sau de ce doi oameni o duc mai bine împreună decât separat. Asta e, povestea asta pentru mine, asta e, deși este foarte scurtă, e un bun exemplu de ce în momentul în care nu o duci foarte bine cu banii sau în momentul în care abia te descurci, în momentul în care vine și un partener, vă descurcați mai bine pentru că trageți amândoi la aceleași greutăți și e mult mai ușor. Asta, pentru mine, asta este povestea asta. Acum, gândiți-vă și voi ce înseamnă povestea asta pentru voi. There's no point living while being an ugly female. Și aici povestește o tipă cum este să fii banală și nu frumoasă. Și
nefiind un tip frumos. Știu, deci toată atenția se duce pe anumite fete, asta o vedeam și în liceu și în facultate, fetele frumoase roiau băieții în jurul lor și alea mai banale și mai nu știu ce, nu prea. Și mai ales dacă ești și urâțică și mai ales dacă am avut și eu colegi și în facultate și în liceu și erau mai bombari, erau curibiste, așa, erau măricele. Greu să-ți găsești un soț și e foarte nasol ca femeie să vezi chestia asta și te amărăște foarte tare. Asta e amuzant rău de tot. Gender pay gap is shrinking but could still take decades to close. Women are struggling to find men who make as much money as they do. Da. Deci, vreți egalitate la salariu, dar după aia vă plângeți că nu găsiți bărbați care fac bani? E ceva undeva. Bine, aici e o discuție mai largă, că de obicei e în grămădeală pe aia 10% care fac bani și restul bărbaților sunt mai dați la o parte, așa mai departe. Și nu știu ce, dar înțelegeți ideea de bază. How many of you deep down knew the marriage was doomed before it even began, but went through with it anyhow? Why? Aici e un tip care povestește că s-a însurat cu una care avea bățul în cur și simțea că e ceva în regulă, totuși s-a căsătorit cu ea. Ceea ce, sincer, e o foarte mare greșeală. Poți să renunți oricând înainte de căsătorie. După căsătorie e la fel de ușor, acum depinde dacă aveți copii sau dacă depinde ce s-a întâmplat, dar banii pe care i-ați dat pentru organizarea anunții și toate neamurile care vor sări în cap nu înseamnă nimic. Viața nu este făcută să trăiești cu o femeie acră sau să trăiești cu un bărbat bețiv sau abuzator sau nu știu ce. E posibil ca în timp, da, aici e adevărat, oamenii să evolueze în așa ceva, adică ea să evolueze într-o cicălitoare și el să evolueze într-un bețiv sau cine știe ce. Dar oamenii nu sunt așa la început și sunt așa pentru că îi se permite. Înțelegeți? Am mai zis asta. Nu e normal să te căsătorești cu cineva de care nu-ți place, cu gândul că poate o să-l schimbi. Nu e treaba ta să-l schimbi. Nu. Nu-ți place de el, următorul. Nu-ți place de el, următorul. Următoarea. Și mai departe. Nu e cazul. Și în momentul în care el vede că e respins și e respins și e respins și e respins, fie rămâne singur, ceea ce super bine, nu e cazul să se reproducă, fie se schimbă. Atât de simplu este. Dar dacă lui merge și așa, nu se schimbe niciodată. Sau ei. Vreau să închei aici cu o chestie, mi-a adus aminte de o fază că am tot discutat-o și am tot evitat-o să o discut și tot ziceam că hai și deja sunt multe episoade. Am fost la un moment dat la o conferință la Iași, la o conferință studențească. În principiu, studenții vin și așa mai cu jumătate de gură și te întreabă, unde-ți spăra, ai vrea să vii? Și eu zic, da, sigur că da. Păi nu că n-avem bani de... Da, nu e problema asta că ne descurcăm noi, cazare, e 100 de lei pe oriunde, bani de ușor mă găsim. Și acolo am cunoscut 3 sau 4 tipe, puși la aici, studente, desigur. Ce mi-a plăcut la ele, pe lângă faptul că toate erau istețe, pentru că, adică, mai făceau ceva pe lângă facultate, ne-am prietenit pe Facebook la un moment dat și mi-apăreau ce făceau un feed. Se vedea pe ele că n-au foarte mulți bani, dar erau foarte cochete, fără să fie, cum ar veni, flamboiante, fără să aibă chestii de lux, fără să, știi, să își țuie botul, și să facă prostii genul ăsta. Și adică chestia asta s-a întâmplat, cred că acum 5 sau 6 ani de zile, și din nou, rămân prieten cu el pe Facebook, le-am văzut evoluția după facultate și mai departe în cariera profesională. Lecția pe care o putem învăța de aici e relativ simplă. Sunt și femei normale. Două dintre ele sunt măritate, una este încă una este în București și una parcă s-a mutat în Danemarca.
sunt femei, sunt și femei normale pe lumea asta. Nu sunt doar pițipoance din astea care sunt care pe Instagram. Nu sunt doar din astea cu nasul pe sus. Nu sunt doar stuck-up bitches, știi, ca să zic așa. Sunt și femei normale. Dar trebuie identificate. Adică te uiți la o gașcă și vezi, aia e cu fusta prea scurtă, aia este machiată cu lopata, aia este nu știu ce, uite și una normală între ele. Faza e, sunt greu de găsit, nu toate ei sunt club, e nasol, dar revenind, sunt și femei care își văd interesul, sunt și femei care o ard cu bagabonți la 16, 18, 20, 22 de ani, dar după care își dau seama, bă, nu neapărat că își dau seama, se maturizează și spun, nu pot să fac casă cu prostul ăsta. Nu pot să fac casă cu handicapatul ăsta. Nu pot să fac casă cu un tip care nu are serviciu și nu are nici intenția de a-și lua serviciu și de a-și întemeia o familie. Și mai departe de atât, nu este treaba mea să-l aduc pe calea cea dreaptă. Da? Și eu, fetele astea și altele ca ele, s-au uitat și au spus, ok, ăla este handicapat, ăla îi plac mașinile și atât și nu vrea să facem altceva. Uite aici, 2-3 normali. A, ok, că nu sunt ei super băiți, că nu știu ce, că provin din familii modeste, că nu trag pe nas, da, nu le place viteza, da, nu conduc fără permis, nu conduc beți, neplăcut, știi, nu l-o flutura și în stomac, dar poate sunt băiți de viitor. Și știi cum e când vezi tipe măritate la 23 sau 25 de ani, te gândești, bă, e ceva în regulă cu ea, adică s-a măritat prea tânăr. Nu. A găsit un tip de calitate și a făcut pasul. Și asta este ceea ce trebuie să faceți și voi sau dacă trebuie să faceți și voi. Așa trebuie gândită dacă sunteți mai tineri sau mai tinere, trebuie să începeți de mai devreme. Nu trebuie să așteptați 30 ca să, ce fac acum? Atunci se instalează panica. Și știți că am în clipul ăla, în prima poză din clipul ăsta, la fel, era o tipă de 30 de ani care era panicată că nu găsește bărbați care să vrea relații serioase. Da, nu găsești bărbați care să vrea relații serioase la 30. Trebuie să-i cauți mai dincoace și să crești împreună cu ei. Pentru că ăla care este, hai să zicem, la 30-35, deja are tabiet și tu, la 30, ai tabieturile tale, ai dorințele tale, ai... Și ele au evoluat, au crescut. În momentul în care crești cu un tip, putem să facem și schimb. Ești un tip și crești cu o tipă, vă împletiți aceste apucături, aceste tabieturi, aceste hobby-uri și vă maturizați împreună. În momentul în care tu te maturizați para și ăla să maturizați para și vă întâlniți, mie îmi place să beau jumătate de sticlă de whisky în seara asta. Fai, dar cum poți să faci așa? Cum poți să bei jumătate de... Dar fai, eu nu m-aș căsători niciodată cu un tip care face chestia asta. Liber. Următoarea. Asta zic, este foarte, foarte greu de acceptat un partener cu defecte majore. Pentru că de multe ori hobby-urile astea și porcările astea sunt percepute ca niște defecte. Eu mie îmi place să ies cu băieții. Mi-a zis că nu trebuie să stai să ieși cu băieții. Nu mai e viață cu mine dacă faci chestia asta. Marțea am seara de poc. Păi și cu copilul cine stă? Că fix marțea asta mi-am găsit eu ce a de făcut. Faze de genul ăsta. Știți faze de genul ăsta? Și sper că înțelegeți ceea ce vreau să spun.